Hey guys, în episodul de astăzi vă arăt cât de ușor este să aplici pentru un job la Arize. Haideți să vedem! Interfața este foarte prietenoasă, foarte ușor de folosit pentru toată lumea și ești la un click distanță de a face parte din echipa Arize. Pasul 1. Găsește-ți jobul care crezi tu că ți se potrivește. Și chiar dacă intri pe jobul ăsta acum, de exemplu, pe parcurs poți să experimentezi și să te repartizezi în altă parte. E foarte flexibil. Eu am ales jobul de Game Presenter, spre exemplu. Pasul 2 este să aplicăm, completând acest formular foarte, foarte simplu. Pasul 3, după ce am completat formularul de pe site-ul Arize, este să așteptăm până cineva ne contactează din partea Arize. E foarte simplu, vezi? Alo, bună, Emi? Bună ziua, eu sunt! Eu sunt Andreea, te contactez din partea companiei Arize. Observ că ai aplicat pentru postul nostru de Game Presenter with English și aș vrea să știu dacă ai fi interesată să ne cunoaștem mai bine în cadrul unui interviu. Da, cu siguranță, mi-ar plăcea foarte mult. Super. Poți să-mi spui, te rog, când ai avea disponibilitatea programului unui interviu? Aș putea mâine la ora 2, ok? Super. Atunci rămâne pe mâine, la ora stabilită. Perfect, așa rămâne. Super. Abia aștept să ne cunoaștem. Zi frumoasă. Emi, bună! Eu sunt Andreea, îmi pare bine să te cunosc. Vom susține interviul împreună pentru următoarele 30 de minute. Ready? Ready, let's go! Ți-a fost ușor să găsești locația noastră? Măi, sincer, mi-a fost foarte ușor. Eu oricum am mai fost aici la voi și îmi place foarte mult atmosfera. Super. Eu o să vreau să-ți vorbesc un pic despre noi ca și companie. Noi suntem o multinațională care activează în industria jocurilor de iGaming. Suntem o companie de dezvoltare de servicii și software, oferind o gamă largă de soluții digitale complete. Și de asemenea, suntem și o echipă globală cu peste 4.000 de angajați cu experiență vastă în domeniu. Aș vrea să-ți dau câteva detalii despre rolul pentru care tu ai aplicat. Super. Pentru că tu ai aplicat pentru postul de Game Presenter with English. Da. Și aș vrea să intrăm un pic în detaliile cele mai importante. Perfect. Rolul presupune ca tu să prezinți gama noastră de jocuri pentru cei care se conectează pe o platformă online. Totul se întâmplă prin transmisiune live streaming. Deci, practic, totul se întâmplă aici la sediu Arize. Da, activitatea se desfășoară de la noi de la sediu, da. Doar că efectiv jobul se întâmplă prin transmisiune live streaming. Poate ți se pare complicat toată treaba asta cu transmisiunea live cu experiența în domeniu, însă nu trebuie să-ți faci griji pe această parte, deoarece vei participa la o sesiune de training. Trainingul se desfășoară în așa fel încât tu vei avea suportul complet al colegilor mei, astfel încât în momentul în care tu ajungi efectiv în studio, vei fi complet pregătită și, de ce nu, poate în scurt timp vom vedea și performanța pe care noi o așteptăm și pe care vrem să o scoatem așa din fiecare dintre voi. În training vei trece atât printr-o parte teoretică, cât și printr-o parte practică. Asta însemnând că pe partea de teorie o să încep să te familiarizezi cu cultura companiei, cât și cu rolul în sine. Iar pe parte practică, asta presupune că tu vei ajunge în studiourile care simulează studiourile live, iar acolo se întâmplă toată partea asta practică și parte tehnică. Dacă mă încurc în timpul transmisiunii live, ce mă fac? Și am emoții, de seama că o să am emoții mari, îmi transpiră palmele, vreau să fiu perfectă, să fiu impecabilă. Cum fac să fiu impecabilă la Arize? Nu e nicio problemă în direcția asta. În primul rând, pe perioada trainingului o să ai tot timpul necesar, zic eu, să te obișnuiești cu setup-ul și cu jobul în sine până în momentul în care vei ajunge să fie toată activitatea live. În schimb, dacă se întâmplă și cel mai probabil o să se întâmple, pentru că se întâmplă destul de des, exact, nu e ca și cum faci asta în fiecare zi, e ceva nou pentru fiecare dintre noi. Asta nu e o problemă, pentru că noi pe perioada trainingului avem de asemenea o parte specială care se ocupă de gestionarea emoțiilor, de speech, deci ai slabe șanse să te încurci pe perioada transmisiunii live, dar dacă se întâmplă, nu e absolut nicio problemă. Mama, deci se ocupă și de psihicul tău, Arize are grijă de mintea ta. O să vreau să-ți povestesc un pic despre programul de lucru pe training. Funcționează exact ca un program normal și va fi de asemenea plătit la fel ca o zi normală de muncă. Deci trainingul de care beneficiezi este de asemenea plătit. Eu n-am mai auzit până acum. Voi ați mai auzit? Scrieți în comentarii. Emi, imediat după terminarea trainingului, încep turele propriu-zis.
Programul este structurat în așa fel încât vor fi 3 ture de dimineață, de prânz și de noapte, prin rotație. Tu va trebui să ai disponibilitate pentru fiecare dintre cele 3 ture. Super duper! Eu sunt ok cu orice tură pentru că sunt și pasăre de noapte și pasăre de zi, adică mă mulești frumos pe fiecare program. Mă bucur să aud că ești o persoană flexibilă, o să te ajute foarte mult asta. Acum, pe partea salarială vorbim despre un salariu de 3000 de lei net în primele 2 luni, din a 3-a lună se mărește la 3722 de lei net, iar din a 7-a lună de la semnarea contractului ajunge la suma de 4280 de lei net. Avem și niște bonusuri. Întreb pentru un prieten. Categoric, acum că ai întrebat, în primul rând vorbim despre sporurile care se adaugă salariului aferent fiecarei luni în parte, sporurile de weekend în valoare de 10% în plus pe lângă salariul de bază, sporurile de sărbători legale, vorbim despre dublu 100%, iar turele de noapte, cum îmi place mie să le spun, cele mai avantajoase financiar, 25% în plus. Genial! Emi, te-am văzut încântată până acum, asta nu e tot. După perioada de probă de 3 luni, noi oferim un bonus în semn de recompensă pentru cei care trec de perioada de probă cu brio. E în valoare de 300 de euro și se oferă o singură dată. Tot după perioada de probă de 3 luni, intră în vigoare bonusul de performanță. E valabil în fiecare lună, ai șansa să-l câștigi în fiecare lună, în funcție de performanța ta în studio. E în valoare de 600 de euro, e acolo, depinde de tine să îl câștigi în fiecare lună. Pare tare rău pentru că am auzit tot felul de lucruri și am văzut și angajați care au câștigat iPhone 15, bani. Băi, deci pe bune, fără mișto, mi se pare, deci din tot ce am analizat eu de pe piață, ăsta e cel mai bun loc unde să te angajezi. Emi, ce îi spune dacă pe final de interviu intrăm puțin în pielea personajului? Hai să facem. Emi, am vrea să te cunoaștem mai bine, așa că aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine, doar că ce-ar fi să facem asta în limba engleză? Hello, my name is Alupe Andrea Emilia, aka Emi Alupe. I am 25 years old. I am from Bucharest, Romania, born and raised here. I love to be on different TV shows because I love television and first of all, above all actually, I really love music because I'm an artist and I feel it in my veins, like art is in my soul. And I want to say that I feel really, really cozy here at Arise and it feels like home. Cred că mi s-a terminat engleza, sincer. Bun, Emi, următorul pas este ca tu să primești din partea noastră un feedback. În cazul unui feedback negativ, vei primi o notificare pe e-mail, pe adresa ta de e-mail. În cazul în care feedback-ul va fi unul pozitiv, ne vom auzi din nou printr-un apel telefonic. Iar atunci vom discuta următorii pași legați de parcursul tău aici și de colaborarea noastră. Mulțumesc din suflet, mi-a făcut mare plăcere și sper ca feedback-ul să fie unul pozitiv. Doamnește!